astăzi, în acest episod, dar Darusel 2012 a dus-o pe mama lui Strict într-un loc special unde puteai să te transformi într-un bloc, iar celălalt trebuia să te caute. Pe parcurs, videoclipul devine din ce în ce mai interesant, amuzant și enervant. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Darusel, stai mama, acolo chiar acum o să-ți aduc mâncare, o să-ți aduc ceva ce o să-ți placă, Darusel, pentru că okay. Așa, bă, deja are burger, Darusel, ok, eu ziceam că i-aduc burger, dar de pe, adică e ceva normal să aibă burger, bă, Darusel, uite-te, bă, eu îți dau niște burger, ia doi burger, ce ți-ai pus mă asta păcat, doamne, Darusel, fii atent, Darusel, că acum mă pun și puțin aici, mănânc și o burger, că de asta am chef, n-am chef de absolut nimic să fac, asta să habar n-am, nici nu știu, nici n-am nicio treabă prin casă, nu vreau să fac absolut nimic. Da, mami, da, da, mami, frumos, frumos. Da, da. Da, dar să le dați mă asta jos, mă omule. Hai să discutăm ca de oameni normal, că nu chiar nu vreau să mă enervez astăzi, mă, dar să le. Eu ok, mami, te iubesc. Ok, și antena, mami, mie mi-a venit o idee. Vreau iară să duc cineva. De cu mine sau nu, că fie antena, mami. Am dat ideea, nu, fie antena, mami. Te-ai gândit vreodată, cum e să zic ceva? Dar să le dar nu mai, nu, ce, ce atâta, cum adică m-am gândit cum e să fii ceva, ce mă, da. Doare, Darusel. Da, mami, da. Bă, ce, doamne, iartă-mă, vorbește acolo, bă, Darusele. Bă, ok, știi ceva? Deja mi-ai făcut nerv, Darusel. Credeam că e o zi normală, că putem să ne înțelegem. Nu, mami, fii atentă, mami. Bă, știi ce ai de zis? Știi ce vrei să spui? Că deja da. Păi, dar ce? Și ce? Și ce faci acolo, Darusele? Ce miști? Ce te faci acolo? Vino cu mine! Bă, Darusele, deja mă enervez. Faci ceva pe bune sau nu? Deja, bă, Darusele, în primul, nu mai pune mâna pe... Bă, Darusele, termină toate activitățile și fii atent la ceea ce vrei să-mi spui. Că nici nu știi ce vrei să-mi spui. Deja mai enervat, bă, bune. Mami, răspunde la întrebare. Nu mai, Darusele. Doamne, iartă-mă, Darusele. Acum mă mai și râs. Ce întrebare? Te-ai gândit vreodată cum e să fiu un bloc? Adică să fiu din scaunul ăsta, da, scaunul ăsta, te-ai gândit? Doamne, Darusele, atât de... Darusele, crezi că am mintea ta de copil prost, Darusele? Crezi că am mintea ta de copil ok, așa, și ce cu întrebarea asta? Care a fost asta cu întrebarea asta? Că nu te înțeleg. Noi să mergem la haide zi și putem să fim blocuri, adică fii antenă, mami, tu poți să fii un scaun, o floare, un geam, sau chiar poți să fii tu, că știi, urâtă. Și semți scaunul ăsta, vrei să-mi spui că e urât, floarea aia, vrei să-mi spui că e urâtă, geamul ăla, vrei să-mi spui că e urât? Da, și tu ești urâtă. De ce mai stai la mine în casă? Mă rog, dar să de ce mai stai cu mine în casă? De ce te-ai întors la mine și nu puteai să rămâi acolo unde erai tu la casa ta? Că mi-e place calculatorul, camera, patru, așa că hai să... Da, vă vorbești, dar te auzi, om, da, bă, Darusel, nu te mai supăr, copile, deci tu mi-ai zis că... Deci ți-am zis, Darusel, că asta este o zi relaxantă, liniștitoare, n-am nimic de făcut și te-o mai lua cu toate prostiile, deci nu te mai supăr, mai bine nu te mai vedeam ziua asta, nu mai făceam de mâncare, nu mai făceam nimic, stăteam la mine în cameră toată ziua și aia era, nu mai dădeam de tine. Da, singură, mami, și hai să mergem! Fiantă, mami, un 360 și nu... Bă, Darusel, gata, deja mă enervez, hai odată să mergem, să ajungem acolo, că nici nu înțeleg unde vrei tu să mă duci, deja nu-l mai supăr pe ăsta, sincer, nu-l mai supăr deloc, chiar nu-l mai supăr, nu știu cât o să mai dureze treaba asta, dar să le cred că te dă afară din casă odată și odată. Nu! Ok. Ia mă, Darusel, ce aici? Ne-am dus într-un alt oraș și ăsta, mă, ia să vedem. Bă, pare interesant, e așa colorat, e drăguț. Și ce știți scrie? Că așa putem... Mami, uite, până, mami, uite. Băi, șmecherează. Bă, Darusel, bă, Darusel, ok, da, lasă-l pe ăla, vezi că vine și te ia la bătaia, că mă, nu mai vorbi cu el, Darusel. Nu, gata, Darusel, hai să apăsăm aici pe buton să vedem ce se... You are hunter? Bă, mă, frate, pe bune, chiar eu trebuie să fiu cea care trebuie să te caute, Darusel. Darusel, deci tu mă chem ca practic să te caut eu, am înțeles. Deci asta este relaxant pentru tine, nu pentru mine, Darusel, că tu ți-e place să râzi. Easy, mami, easy, mai față. Bine, Darusel, măcar nu mă mai enerva, ok? Mă enervez, dar nu mă mai enerva așa cu vorbit o saltă. Mă enervez așa că nu te găsesc, că asta e, în fine, hai să vedem. Deci a început totul, hai să vedem. Păi, Darusel, deci tu ești un blog, vrei să-mi spui tu mie? Da! Păi și cum îmi poți da eu
seama ce bloc e în regulă de pe aici, pentru că eu habar n-am, adică cum adică ce, Darusel, dar fii atent, la 200 de secunde vreau să-mi dai un indiciu ce bloc ești tu, Darusel, și n-ai voie să te schimbi în alt bloc, ok? Ok, mami! Da, Darusel, da, și pe unde ești tu, așa, nu știu, vorbește și tu, Darusel, că ce, adică știu că nu prea-mi place, opa, a, crezi că am găsit ceva pe aici, mă, dar e interesant, sunt foarte multe locuri pe aici, dar nu știu exact unde ai putea să fii, mă, Darusel, ia dă-și tu un indiciu așa, cât de cât, ce vezi prin jur, ce culori vezi? Eu văd verde! Verde e cam peste tot, înseamnă că ești pe undeva pe la... Dar nu, bă, mai explicit, Darusele, fii mai explicit. Eu văd ceva verde cu galben! Tu vezi ceva verde cu galben, am înțeles, Darusele, deja mă enervezi, nu te mai supăr, Darusele. Ce vezi tu verde cu galben și de ce e ușa? Opa, Darusele, verde cu galben, vrei să spui tu mie? Da, mami, te iubesc! Ok, Darusele, ești enervant, ok? Numai... Ce sunt toate ușile astea deschise aici, întrebarea mea, Darusele? Deci tu, cumva... Nu! Easy, mami. Darusele, chiar atât de prost ești, doamne, Darusele, bă, Darusele, te vedeai în ultimul hal, Darusele, asta, ok, Darusele, mie îmi convine, hai, apasă tu start acolo, acum mă pune cablo, chiar să vedem ce putem să ne facem, de fiți atenția mea aici, can move, I can skip, move, drop, remove, what? Can move, ok, am înțeles și asta este pățiunea din acesta și uiți atenți că pot să mă duc eu pe undeva, mă, dar stai puțin, doar ăsta pot să mă fac și nimic altceva, am înțeles, mamă, pot să mă fac mai multe chestii, și interesant și fiți atenți că vreau să mă fac ceva interesant, ok, ne facem ăsta, nu o să vreau să-mi zic ce ne facem, dar de fapt ia să vedem, ne putem să ne facem mai multe chestii, ăsta unde aș putea să mă ascund, dar eu dacă stau așa, nu cred că trebuie să mă mut sau astea, dar să vedea cam ciudat, bă, nu știu care e faza cu el, dar fiți atenți că am eu idee, bă, dar să le cât timp ai tu acolo, mamă, 9 secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unus! Să văd și că te mănânc! Ok, Darusele, mă mănânci, am înțeles care e faza cu tine. Bă, dar stai puțin că mie mi se pare ceva cam ciudat aici, nu prea-mi place, adică ce se întâmplă aici. Așa rămân blocurile astea, bă, dar nu se face ca un bloc solid. Nu, mami, unde ești? Nu, de unde să fiu? Eu nu sunt nicăieri, chiar nicăieri. Eu sunt foarte bine, eu n-am nimic de spus, n-am nimic de comentat, e totul. A, bă, da, bă, Darusele, dacă ai cap și stic să te... A, bă, da, mă, să faci solid blocul, numai că nu trebuie să te... A, ok, deci, da, nu trebuie să te miști, toată treaba. Ce culoare vezi, mami? Ce culoare să văd? Văd verde ca tine, cum ai văzut tu? Ok, eu cred că m-am blocat. Ok, te-ai blocat, Darusele, că tu ești frare, mă, Darusele, am înțeles. Și ce faci tu pe acolo, bă, Darusele, spune mai multe detalii, eu nu pot să mă mișc de aici, pentru că dacă mă mișc, practic tu mai cam vedea, într-un fel, dar vreau să spun că văd o culoare în față, văd niște bookshelf-uri, atât vreau să spun, Darusele, văd niște bookshelf-uri în fața mea, Darusele, atât am de zis. Ok, și, mami! Păi vezi, Darusele, că ăsta chiar e un indiciu foarte mare. Spun, cine mai poți să ieși? Gata, aici rămân, nu mai joc. Păi dacă ești frate, unde ai intrat, dar să le pe acolo, poți să ieși înapoi. Ce, acum mă faci ca și cum să ieși din locul meu. Hai mă, că bă, nu pot, nu pot. Bă, nu poți, dar să le am, bă, dar să le... Bă, m-ai chemat aici să ne relaxăm, să ne distrăm, dar să le nu să ne plictisim și să ne enervăm. Uite, mami, dar nu poți să ieși, mami, ești blocat, ajutor. Da, ok, dar să le... Da, și acum, dacă vine după tine și te văd cumva, dar să le... Și așa... Ia mă să vedem, unde ești tu, dar să le... Că nu te înțeleg, ia, unde ești tu, dar să le... Nu ești, unde ești tu, dar să le... Că nu te înțeleg. Sunt lângă o casă, mă! Ești lângă o casă, mă, așa, vin la casa asta, mă, în partea asta și tu unde ești, dar să le... Că nu... În stânga, una, acolo, unii... Băi, dar nu vrei să mă ca lumea, dar să le... Și la casă roșie, casa! E casă roșie, da, și ești înăuntru? Nu, în spatele! Nu e, doamne, e nimic aici! Mă, ce ca... Asta de aici și ce casă, cum și mai ce, că sunt mai multe case, dar asta nu ești aici, că aici în partea asta eram eu. Unde-și mă, dar să le zi pe bune? Sunt la o casă roșie cu portocalii și sunt blocat în spate. Ba, ok, dar să le... Și de ce vorbești așa, dar să le... Ce, acum încep să plâng sau ce? Da, mami, ajutor! Bă, dar să le... Nu ești amuzant pe bune, vorbește naiba cum trebuie, dar să le... Că mă enervezi, omule, spune-mi unde ești, că nu înțeleg. Vin peste tot și nu te văd. Sunt lângă o casă roșie cu, nu știu, un fel de clădire care... O clădire portocalii. Așa, ok, spune de macara, Darusele, ok, perfect. Ia mă, și ce, unde ești tu, Darusele, unde te-ai blocat? Că am venit aici, nici măcar nu ești aici. Ok. Am înțeles cum te-ai, Darusele, dar nu poți să treci prin el, uite-te că eu pot să treci prin el pe aici. Nu, uite că nu pot. Păi da, what, Stai puțin, lasă-mă puțin. Păi și, păi și cum ai intrat aici în primul rând, e întrebarea mea? Pe acolo! Pe unde pe acolo? Nu știu! Da, nu ești amuzant, Darusel, nu ești amuzant absolut, dole. Deja mă enervez, deci tu chiar mi-ai zis să vin undeva și... Mă, Darusel, e... Mă, ce...
Darcel, du-te la tine acolo, doamne, Darcele, că deja mă nervesc să mă chime aici, e o prostie, Darcele, unde m-ai adus, doamne, deci eu chiar trebuie de fiecare dată să vin unde vrei tu și să mă aștept că e ceva pe bune ca lumea. Da! Ok, Darcele, deja mă nervesc, eu nu înțeleg de ce mai vin după tine, de ce mă mai iau după tine, dar mă rog, hai să așteptăm aici să înceapă, că deja eu nu mai suport, Darcele, abia aștept să ajungem acasă, dar când ne mai jucăm? Da, nu știu, încă două runde! Încă două runde, Darcele, bine, mă, Darcele, dar poți să faci și tu rundele astea să fie haioase, așa interactive, să fie mișto și tu să vorbi. Adică să le faci cum trebuie, Darcele. Hai să vedem. Ia. Acum vin după tine și dă-mi un indiciu, Darcele. Un indiciu. Că e cam mai harta aici. Păi, văd ceva galben. Vezi ceva galben. Ok, Darcele. Păi, Darcele, fii atent. Că am venit eu într-o casă aici galbenă, dar nu ești într-o casă galbenă, bănuiesc, nu? Nu, văd. Vezi galben. Dar ce vezi? Da, ok, Darcele. Ok, așa. Și ce ai mai făcut tu? De ce e ușa asta deschisă la casă, în primul rând, de întrebarea mea? Nu știu, mami, dar văd ceva galben. O, bine, Darcele. Am înțeles că vezi ceva galben. Deja mai nervez, Darcele. Să le înfire, nu mai ok, vezi galben. Și ce, doamne, iartă că sunt numai galben pe aici, numai culoarea galben, vă peste tot, uite pe aici, galben pe acolo, galben pe acolo, galben, dar să le altceva, nu mai vezi? Vezi ceva albastru. Oh, vezi ceva albastru, ok, acum te joci cu mine, practic, pentru că eu sunt într-un loc unde e galben și albastru, dar, de fapt, asta cu culorile nu cred că au sens, sincer, dacă spui culori din acestea, nu prea au sens, pentru că nu e nimic, bă, dar dacă stau să mă gândesc, dar să nici nu pot, e ciudată, mă, chestia asta, chiar e ciudată. Harta asta unde mai adus tu, Darcele, chiar e ciudat locul ăsta, gen, n-ai văzut, tu te blochezi pe acolo, e ciudat și blocurile nici nu se fac cum trebuie, Darcele, din câte am observat eu, nu se face cum trebuie harta, cum ar veni, să se joace cum ar trebui, cum știam eu, cum credeam eu că ar trebui să fie. Da, mami, nu știu, dar totuși, mami, mai sunt 210 secunde. Bine, Darcele, nu, mai sunt 208 secunde, Darcele, în momentul de față, nu vreau să mă duc eu pe acolo, că poate fac vreo prostie cum ai făcut și tu acolo și rămân acolo blocată, cum ar veni, dar da, bă, am eu impresie. A, Darcele, ce e cu ăsta? Bă, dar cum poți să urci măcar? A, ok, deci pe aici, prin partea asta, păi și, de fapt, a, n-ai cum să urci măcar, am înțeles. Bă, Darcele, dar unde ești? Lipă, bune, bă, ce s-a zis? Ce s-a... Mi s-a părut, ok, cred că mi s-a părut mie că s-a zis ceva, dar da, ok, Darcele, vin și eu prin partea mea, sunt 170 de secunde, vreau să-mi dai încă un indiciu, Darcele, mai bun. Văd ceva maro. Bă, Darcele, vezi ceva, ok, deci vezi ceva maro, dar maro ar putea să fie și ăsta, ar putea să fie mai multe lucruri maro, asta e chestia, sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie maro. Văd ceva albastru, ceva galben și sunt lângă ceva maro. Ok, Darcele, sunt într-un loc în care, ce spui tu, Darcele, ok, deci am impresia că ești undeva. Dar nu ai, mă, nu, că se vede că nu e niciun bloc din ăla, că blocurile astea nu se fac solide cum ar trebui să fie. Și am văzut că nu prea pare, dar să ne gen, adică nu prea înțeleg, mă, bă, dar e cam greu ce-i drept, chiar e cam greu, adică chiar dacă nu se fac, el așa lăsă, opa, fii atent că am descoperit ceva aici de desubt, da, nu e nimic în partea asta, ok, bă, în primul rând, bă, de fapt chiar e greu, nu, trebuie să recunosc, chiar e greu, chiar este foarte greu, dacă ar fi fost ăla așa cum aș fi zis eu, chiar, nu știu, ar fi fost și mai greu, dar, mai multe idei, dar să-l habar n-am că nu prea înțeleg nimic, nu te găsesc. Ok, sunt lângă ceva alb. Bă, dar să poți să nu mai faci mișto, zi alb, nu mai zic culori, spune ceva mai clar, mai concret, dar Darcele, nu culori. Sunt lângă un sponge. Ah, ok, lângă un sponge, Darcele, și vrei să zic că ești lângă un sponge și mai ești cu culori. Poate, ia stai-mă puțin, tu ești cumva, de ce să fie ăsta? De ce să fie? Bă, mami, fii antenă, mami, gata, eu nu mai știu cu cine, fii antenă, unde ești? Ok, Darcele, ești foarte fraiera, am atât de zis, Darcele, cam, mi-am dat seama că te-ai dus acolo, Darcele, că ai vrut să faci ceva, a fost ok ceea ce ai vrut tu, Darcele, să faci, dar practica cu mine să știi că nu-ți merge, Darcele, adică cu mine chiar nu-ți merge. Mami, nu, mă, fii antenă, tu ți-ai dat seama că eu să dat un indiciu, că așa tu nu să dai seama. Păi ce indici mi-ai dat tu, Darcele, ce indici mi-ai dat ca să-mi dai o seama acolo, că eu cum îmi dădeam eu seama cu indiciul ăsta? Mamă, ce loc am tescut! Darcele, n-ai nicio... Și-a... Bă! Ce? Bă, mor! Aici, bă, Darcele! Ok, de fapt, este un puțin. De fapt, nu mor, dar m-am scos într-un loc și mi-e chiar să atâta. Ba da, mor, bă, cum am mai... Ok, Darcele, locul ăsta e cam ce, bă, e băguit, bă, doamne, Darcele, unde m-ai adus aici, că nu mai înțeleg nimic, ce e cu... Okay.
Un indiciu, da, cred că rămân fix în locul ăsta unde m-a scos pe mine, fix aici, eu zic că ar fi ok să rămân aici și fiți atenți cum mă pun ceva de genul așa, bă, dar înseamnă, un indiciu vreau să spun că prin jurul meu văd o culoare de tip mov. Ok. Bă, dar înseamnă, am o întrebare pentru tine, hai să vedem, asta eu zic că ar trebui să fie ultima rândă deja, dar înseamnă că, nu știu, nu prea așa, wow, dar înseamnă, adică ar fi fost, ok, dar înseamnă, prin ce loc ești tu acum? Nu știu, în ceva mov. Ceva mă dar să le da, eu te-am văzut cum ai trecut pe lângă mine. Asta am dat zis, dar să le ce faci acolo prin casă? A, nu știu, te caut. Mă caut, dar să le da, ce așa de amuzant, ce dar să nu știu, ești cam rușinos tu așa, am văzut în ultimul timp, sau care e faza cu tine? Nu știu, mă, la fiante, nu o să te găsi și tu o să plângi. O, da, dar să le o să plâng de ce, că de că mă enervez tu pe mine, dar să le mai, mami, mai zi un indiciu. Nu să mai zic un indiciu, bă, dar să nu știu ce indiciu să mai zic, că nu știu cum să mă pun, mă, cred că mă pun, ia, mă, dacă m-am pus așa, bă, zic ok, bă, dar de ce nu se face asta cum ar trebui să se facă, mă, întrebarea mea, că ar trebui să se facă asta clar, să fie aici, să te pui direct așa, sau oare poți să faci, mă, cumva, ia, dacă dau așa sau ceva de genul, bă, nu cred că poți să faci, mă, dar să le, bă, indiciu, fii atent, dar să le, te văd, deși în apropierea mea, dar să le, uite că văd că vine unul, bă, dar să le, că te-ai luat la bătaie, dar să le, uite-l pe ăla, dar să le, ai văzut, dar să le, că vine, da, ai plecat, dar să le, ce să mai vezi, că vine el după tine acum, te urmărește el, da, ce faci acolo la început, dar să le, crezi că fac eu aceeași tactică ca cum ai făcut și tu? Am vrut să fac drept. M-am gândit, dar nu runda asta, m-am gândit acum câteva runde când m-am pus eu prima oară, m-am gândit să fac tactica aia, dar nu am făcut-o pentru că văd că ai făcut-o tu. Și bine, puteam să fac, de fapt poate o fac, dar să le, psihologie inversă, cine știe, eu nu zic mai multe. Da, mami, da. Ok, dar să le, știi ceva? Dar ce mai adus pe mine aici dacă tu n-ai chef de mine și rând, dar să le, tu nici măcar, nici măcar... Mami, zi un! Mami, stai în gură și zi un indiciu! Bă, dar să le, bă, mă enervez, ăsta e indiciu, că mă enervez, dar să le, te văd, dar să le, uite-te pe geam și mă vezi, dar să le, dacă te uiți pe geam, îți dau un indiciu, te uiți pe undeva pe geam, dar să le, și poți să mă vezi, atât o zic. Ok. Da, ok, și atât, ok, dar să le, deja, bravo, mă, dar să le, în sfârșit, că ne-am chemat. Easy și dom, copile, vreau să zic că mă cheamă Darusel, eu sunt Darusel 2012, și mie îmi place să mănânc, burger. Ok, dar să le, deja nu te mai suport, hai acasă, că a fost o plictiseală totală, eu nu, dar să le, ok, mă plictisea mai bine acasă, fără să-mi fac nervi de ăștia, dai-te, bă, ce faci? Tu mai vrei o rundă, dar să le, chiar așa mai vrei o rundă? Bine, dar să le, ok, o rundă, dar putem să facem o rundă cum trebuie, așa, dă-i mine ca să dai în tine, dar să le, pe bune, hai să facem o rundă cum trebuie, ultima rundă, să zic că, bă, frate, mi-a plăcut runda asta, dar să le, ascunde-te, ce fai aici, mami? Îți place chiar așa să-ți bagi joc de mine, dar să-l de mama ta, dar să le ții, chiar vrei să vorbesc cu taică-tă, să-l adupă taică-tă aici, că deja nu te mai suport, dar să le, du-te, ascunde-te odată dacă vrei să ne jucăm, să facem aici ceva cum trebuie, dar să le, dacă tot ai vrut ultima rândă, chiar nu mai voiam, eu nu mai voiam, eu vreau să ajung direct acasă, dar ce, ia, ok, și să mă uite prin partea asta, aha, dar să-l, pe unde ar putea să fie, bă, eu tot am impresia că, de fapt, a, fii atent, dar să le, ia spune-mă niște indicii tu, dar să le, ia spune-mi tu mie niște indicii. Eu văd ceva portocaliu. Vezi ceva portocaliu, ok? Vin eu aici, intru în ăsta, văd portocaliu în partea asta și mă uit, ok, în partea asta nu se află nimic, dar ia o presimțire, ce ai putea tu să faci, ce ai vrea tu să faci, de fapt, și nu o să mă uit acum, o să aștept aici câteva secunde, o să mai aștept așa, mă mai plimb eu până toate astea, pentru că am o presimțire că tu o să faci o tactică, nu vreau să zic ce tactică, dar în momentul de față, dar să le, vreau să-mi spui mai multe detalii, că am trecut pe lângă ceva portocaliu, mai multe chestii și n-am descoperit nimic. Ok, nu pasă, o să pierzi. Ok, dar să le, ia, mă, să mă uit eu aici, nicio mișcare suspectă, ne trecem prin partea asta, dar să le, și cumva într-un autobuz. Nu, dar să le, ok, da, nu ești într-un autobuz, dar să le, ok, știi că runda asta nu-mi face mie plăcere să mă joc, știi treaba asta, dar să le, că m-ai enervat destul de mult, dar să le, și chiar nu mai face plăcere absolut nimic, dar să le, dar vreau să-mi spui alt indiciu, dar să le, că deja am trecut pe lângă mai multe chestii și nu te-am descoperit încă. Sunt ceva verde. Bă, dar să le, bă, de mulți din loc sau? Nu. Păi și atunci ce-mi zici un lucru și după zici alt lucru. Păi, bă, ceva portocaliu și sunt ceva verde. Ok, dar să le, cred că ești pa... Ia, mă, dar să le, ok, bă, dar să le, ok, bine, vezi tu acolo, dar să le, dar să știi că eu te caut, o să te găsesc, dar să le, da?
Așa să fie, da? Bun, am ajuns acasă, sunt cu vocea mea normală, deja nu mai supăr. Păi, dar să l-am lăsat direct acolo unde era. Că, pă, frate, chiar m-a enervat, pă, bun. Să stea el să se ascundă acolo, toată ziua să rămână acolo. Că pe mine chiar m-a enervat destul de mult. Mă, ce-a făcut mai aici, spartă stradă tot? Ok, bă, frate, nu mai am nimic de zis. După ziua asta, bă, credeam și eu că or să fie o zi mai interesantă. Și așa, dar nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi-a făcut niște nervi pentru că, nu știu, a fost foarte nașpa ziua asta. Nu înțeleg, bă, frate. Aolo, cred că, da, nu mai am nimic de zis, sincer, nu știu. Scrieți-mi voi acum în comentarii dacă vreți să-i fac o varsă ceva lui, dar astfel că nu mai pot cu el, am obosit, trebuie să mă duc direct la culcare, că, alo, nu mai zic nimic, atât. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.